Hai la masă! Imediat, stai așa că mă joc pe calculator! Abia mi-am luat setul ăsta de VR și trebuie să-i dau aici cu băieții pe VR chat. Nu vin nicăieri! Nu mai vreau mâncare! Hai la masă! Am zis că nu vin nicăieri, nu mai vreau mâncare! Lasă-mă băi, să mă joc! Băi copile, vină băi odată la masă! Nu sunt copilul tău! Nu vin la nicio masă! Dar al cui ești? Al vecinul? Nu știu a cui sunt, dar clar nu al tău! Vin după tine, ai 3 secunde! Enter! Sau urc! Deschidem Google! Am încuiat ușa, n-ai unde să intri. Ce încui tu ușa? Nu vreau să am de-a face cu tine. Cu ce vrei mă tu să ai de-a face, ha? Păi copile, trebuie la masă odată că ți se răcește mâncarea. Tu ce faci acolo? Nici măcar nu sunt copilul tău, m-ai luat cu forța din parc. Băi, ești copilul meu, ia, te-ai ieșit de aici. M-ai luat cu forța din parc, nu ne cunoaște, m-ai obligat să mă îmbrac în costumul ăsta. Ești copilul meu. Ia să zici ce copilul tău sunt. Ia zici. Bă, vreau copile? Întrăzi, o să scap din casa asta și nici nu o să mă mai găsești. Pleacă de aici. Nu vreau nicio mâncare. Nu vreau mâncare. Vrei să fii la micul dejun? Vrei să fii la micul meu dejun sau vrei să mâncăm împreună? Zi. Mami, mă arunc de aici. Dacă mă mai obligi să fac chestii în ziua de duminică când mă joc pe internet cu băieții, mă arunc de aici. În cap mă arunc, în cap. Să-mi spar dacă cap. Dacă te mai porți așa, te leg din nou de gard afară. Mă legi de gard afară, mă leg eu, da. Stai liniștit, uite de ventilatorul ăsta și mă învârt până îmi explodează capul. N-ai voie, ești pedepsit. Poftim? Cum adică? Fără calculator o săptămână. Poftim? Fără calculator o săptămână, ai auzit ce ai zis? Ce ai de gând să faci? Sinucigaș așa, ce crezi? Te mai lasă să te joci jocuri de-astea? Și să te uiți numai la handicapați pe internet? Te rog frumos să mă înțelegi că sunt și eu copil și am nevoie de Roblox. Nu mai ai. Asta este, într-o săptămână o să ai. Dacă te purtai frumos și veneai la masă, că eu m-am chinuit să fac masa asta, da? Poate te lăsam. Dar așa, nu te las. Și știi ce mai trebuie să primești? Ce? Bă, taie, frate, tu să fii! Da, mami, stai, nu mai da, mami, că m-ai bătut de 3 ori săptămâna asta! Gata, vine mâncarea. Ce mâncare avem astăzi, mami? E, ceva special, special pentru tine. M-am chinuit super mult, toată dimineața am stat să o fac. Foarte greu se face. Mama, abia aștept, ia să văd. Ia uite, a? Ce părere ai? Ba, asta-i cumva pizza de săptămâna trecută. Stai. Ce faci? Îți dau și eu de asta. Așa? Ca să prinzi forță, să crești mare. Asta e pizza de săptămâna trecută pe care ai comandat-o cu săptămâna trecută pe care n-am mai mâncat-o nici câinele pentru că e... mucegăită! Nerecunoscătorule, știi cât am muncit să o scot din gunoi? Știi cât am muncit? Zi! Cum adică mai muncit să o scoți de gunoi, mă? Fac toxinfecție alimentară de la asta! Nu faci toxinfecție alimentară, că uite ce față ai! Nu-ți faci! Plus că ești de pluș! A, asta e problema, că sunt de pluș. Uite cum arată banana asta, mă! Tu vezi? Da! E să prinzi carbohidrați! Ai scos-o din gunoi? Nu știu la ce te referi. Bă, mami, bă, cum dracu îmi dai, mă, mâncare din asta, mă? Bă, eu nu mai suport, mă, eu plec din casa asta, bă, eu fac revoluție. Unde pleci tu, bă? Tu în fiecare dimineață pleci și faci revoluție că-ți dau pizza stricată. Păi, da, tocmai că îmi dai pizza stricată în fiecare dimineață, tu cât crezi că mai poți să mai mănânc prostii de-astea? Cât crezi că mai poți să mai mănânc? Mănânci cât îți dau eu, bă, că ai 3 ani. N-ai voie să pleci. Ești sub tutela mea și sub tutela mea te bat. Ai înțeles? Nu mai pot. Vreau mâncare bună, bă. La câine-i dai mereu, mă, ce-i trebuie. Deci sunt prins aici. În primul rând, te prefaci că ești maica mea de 5 luni. Îi dai la câine mereu. Îi cumperi McDonald's, KFC din alea direct proaspete. Și de mie nu-ți pasă deloc. De tine nu-mi pasă deloc. Aia zici tu, nu? Fii atent că ți-aduc eu ceva de pe frigider acum. Pă cum adică de pe frigider? Păi de pe frigider. Mâncarea se ține mereu pe frigider ca să stea caldă. Ai căutat acum în gunoi, nu? Și le-ai scos și pe alea. Da, uite. Avem burger de la ziua ta și avem stack de la ziua mea. Ziua mea a fost în primăvară. Da, ziua mea a fost iarna trecută. Bun, și pe lângă asta am mai găsit în gunoi o felie de pizza de la pizza aia. Uite. Bă, cum adică, mă, bă, stai? Bă, dar nu mănânc, mă, din astea. Nu mănânc așa ceva. A, nu? Scuze. Ce faci? Încalci burgerul pe jos? Ca să poți să-l mănânci. A? E mai bine așa? Mi-ai și scuipată mâncarea acum. Da. Dă-mi drumul de aici, că nu te mai suport. Știi ce ți-am scuipată mâncarea? Să te înveți, bă, că dacă te iei de ăla care ți-a dește mâncarea, îți scuipă în ea. Și trebuie să o mănânci așa. Nu cred că se numește servit mâncare la ce faci tu aici. Stai puțin. Stai așa că-ți mai adun niște mâncare. Unde-i fi pus ăla, mă? A, uite-l. Ăla-i tacou bunicii? E puțin prăfuit, dar...
Stai că mă duc să-l spăl. Ăla-i tacoul bunicii? Gata. Ăla-i tacoul pe care nici bunica nu l-a mâncat când a venit în vizită. Exact, și știi ce o să se întâmple cu el? Tot să-l mănânci, așa că ia-ți fi tu un copil bun, stai drept și mănâncă! Nu, nu dacă... Mănâncă! Copilă, gata, acum trebuie să vezi să fii responsabil, trebuie să speli vasele. Uite aici, ai pornit apa. Nici măcar nu erau vase la mâncarea pe care am mâncat-o, ce-mi dai să spăl? Bidonul de ketchup. Bidonul de ketchup. Tu-mi dai mie bidonul de ketchup să-l spăl? Da, da, exact. Îți dau bidonul de ketchup să-l speli. Mai zici ceva. Ești o mamă netrebnică, nu meriți copiii pe care îi ai. Mă bucur că ți-am băgat toți copiii la mașina de spălat, atât am de spus. Dacă mai zici o dată de copiii mei, ți-ai o bătaie cruntă. Ai auzit? Și la gunoi dormi în seara asta. La gunoi! Doamna Chisimisi. Si, domnișoara pentru tine. Băbăciunea Chisimisi, ce ești? Mă bucur că ți-a murit toți copiii în mașina de spălat. Ah, te bucur, nu? Mamă, ce măr. Nu ia petisa mărul ăsta. Ia mănâncă! Nu, nu mai da chestii stricate! Ia-l! E bun? E bun? Nu mai vreau, acum... Nu mai vreau chestii spălate. Spală Dumnezeului ketchup-ul ăsta, nu-mi spală-l! Nu-mi turna ketchup... Nu spală-l! Știi ce părerea mea despre ketchup-ul ăsta? Uite-te în ochii mei! Uite asta părerea am eu despre ketchup-ul ăsta. Spală ketchup-ul! Nu spăl niciun ketchup, e absurd! Dacă nu speli ketchup-ul, pe tine te spăl. Sau nu, nu, nu. De fapt te folosesc pe tine ca să spăl ketchup-ul. Ce părere ai? N-ai îndrăznit să faci așa ceva cu propriul copil. Nu? Nu! Nu mai vreau! Nu mai vreau! E bine? Ce faci acolo? Stau să mă recuperez psihologic și fizic la ceea ce m-ai făcut. M-ai spălat în chiuvetă, tu îți dai seama ce mi-ai făcut? Te-am spălat pentru că oricum puți și n-ai vrut să faci ceea ce te-am rugat eu să faci. Cine vorbea, eu put, uite-te la tine cum arăți. Așa fiu, așa mamă. Nici măcar nu încapi în duș, cred că n-ai mai făcut un duș de când te-au lansat ăștia pe piață. Mă spăl pe mâini, e de ajuns. Crezi că e de ajuns, îți cad firele alea de părți, sunt îmbibate în tocănița pe care o mănânci în fiecare zi și nici nu mai zic. Da, lasă că o să vezi tu când o să crești așa mare, cât de greu e să te speli. Dar stai liniștit, că acum este vremea să te usuci, așa că te rog frumos. De afară să te usuci, nu mi-uzi tu toată sfrageria. M-ai spălat cu forța, nici măcar n-am vrut să mă spăl. Dacă nu vrei să te speli decât să puți, mai bine, eu mamă bună, mamă bună sunt. Haide, du-te afară și usucă-te. Da, afară ninge. Exact, stai până te usuci. Nu vreau să ies afară. Păi ieși mă afară, m-am zis, ieși nu afară. Ies af- nu vreau să ies afară. N-ai vrut nici să speli vasele și te-am spălat. Vrei să te calcă picioare? Acum ia zi. Zi, vrei? Bate, nu-ți mai bat joc de mine și te oprești, gândi la chestia asta. Poate te duci și faci ceea ce-ți spun eu. Că eu sunt adultul aici, nu tu. Afară sunt minus 15 grade, nu pot să mă usuc. Nu vreau. Ieși afară acum. Nu! Ieși afară, am zis. Nu vreau să ies afară. Ieși afară. Stai acolo, da? Cum să stau aici? Uite-te ce frig e! Du-te, hrănește câinele, că e undeva pe acolo, l-am lăsat. Cu ce să-l hrănesc? Nu știu, te descurci cu mâinile tale să-l hrănești. Poftim! Joacă-te puțin cu el, da? Hai! Nu fac! Bine, atunci acolo stai toată noaptea, eu mă duc, fac o baie caldă. Dă-mi drumul înăuntru că mi-a ghețat plănița. Nu! Te rog frumos? Nici o șansă. Până nu faci ce ți-am zis eu, nu te primesc înăuntru. Ai fost copil rău, sunt și o mamă rea, știi cum se zice. Dacă vrei să știi, am muncit ca să crești așa de mare. Am 15 centimetri. Te scuip în cap. Poftim! Exact. Hai, du-te. Fă treabă. Domnule câine. Hrănește câinele. A turbat! A turbat, nu știu ce e în neregulă cu el. Doamne câine. Hrănește doamne câinele. Oprește-te. Aoleu, doamne câine. A, nu! Nu! Nu, lasă-mă pace! Lasă-mă pace! Lasă-mă pace! Dă drumul! Dă drumul că vine după mine! Ajutor! De aici, aici după mine! Dă drumul! Dă drumul! Până nu hrănești câinele, n-ai voie înăuntru! Nu mă lasă pace, dă drumul! N-ai voie înăuntru! Mă mănâncă! Mă lua pe el! Mă lua pe el! Mi-e rău! Mi-e rău! Mi-e rău! Opa, așa! Bă, ce faci, mă? Am fost la baie, nici la baie nu mai pot să stau singur. Vrei să vezi? Iar ai înfundat WC-ul. Ce să înfund WC-ul? Că-l înfunzi mereu cu părul ăla tău slinos roz, că iese numai păr roz din el când trag apa. Bă, de fiecare dată când te duci la baie, trebuie să stau... Ia, trece încoace, închide ușa asta. Ce faci, mă... Aolo. Astăzi înveți și tu cum este să desfund un WC-ul. Ia peria de lângă și bagă, desfundă, hai. Ce să desfund WC-ul? Desfundă WC-ul. Dar de ce să desfund WC-ul când tu nu înfuzi mereu cu părul al tău? Hai că punem pompa aici și ia hai să desfundăm WC-ul, ce zici, vrei? Nu, te rog, nu, nu, nu. Hai încoace, nu încoace. Nu desfund. Hai încoace. Hai, mai ce mamă, ce gustare apa asta. Așa, domnule ursuleț, în sfârșit ne băgăm și noi în pătuți, că nu mai suport pe chisimisia aia terminată, că
Ah, tu ești sigur. Te-ai spălat pe dinți. Uite mine. Păi ce pute aici. Păi normal că pute, că ai intrat tu peste mine, de aia pute. Bă, pute de la tine, băi, băi, te-ai spălat? A, da, normal că m-am spălat. M-am spălat cu apă din WC-ul, că m-ai băgat cu forța. Normal că putea căcatul al tău infect. Să te duci încolo, că el e singurul lucru care mă mai face să mă simt fericit. Și te rog frumos să mă lași în pace, să merg la somn. Că nu... El e singurul lucru care te mai face să te simți fericit, ia să vedem. Mi l-ai luat pe domnul ursuleț? Toi? Nu, lasă-l pe domnul ursuleț, te rog frumos. Olo! Nu, domnule ursuleț, îi tai capul în ventilator. Nu te mai suport, deci nu te mai suport. Da? Ia de aici, ia cu buta. Ia cu buta peste genunchi, că sparg, sparg picioarele alea. Sparg picioarele și capul ăla și tot. Și am plecat, la revedere, sayonara. Fugi. Mă arunc cu cap.